La vise fie Domnul. Vă, vă rog în mod respectuos să vă ridicați. Vreau să citesc două versete din Sfânta Scriptură, din Cartea Coloseni, capitolul 3, și voi citi versetul 18 și versetul 19. Pagina în Biblie 1157. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur și eu să fiu la nunta de astăzi, pe aceștia doi, familii din care vin și pe toți cei prezenți, Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Avem foarte multe căsătorii. Pentru păstori, pentru predicatori, chiar pentru cântăreți e o rutină, o obișnuință deja. Dar pentru miri de fiecare dată e un eveniment unic pe care ei înseamnă acolo în calendarul lor ca pe ceva extraordinar. Noi am avut căsătorii în adunare la noi și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică. Azi sunt aici la o nuntă, dacă mi-ajută Domnul, voi fi mâine la altă nuntă. Și tot predicând din nuntă, de supunere și iubire, tot ascultând predici din nuntă, tot ascultând cântări din nuntă, mă tem că la un moment dat uităm obiectivul nostru sau scopul trăirii noastre pe pământ. Și vorba unuia, din cauza copacilor nu mai vedem pădurea, știți? Eu aș vrea să vorbesc ceva de pocăință, ceva de mântuire, în cadrul acesta al căsătoriei de astăzi. Scopul nostru suprem este mântuirea sufletului. Eu de multe ori m-am pus, de ce Dumnezeu m-a adus în ființă? De ce sunt unul din cei 7,5 miliarde de oameni? De ce alerg de la Suceava la Cluj și înapoi? Și Petru spunea în 1 Epistolă 1:9 că noi vom dobândi ca sfârșit al alergării mântuirea sufletului. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. Pavel scria lui Timotei, capitolul 3, versetul 14 în jos. Îți scriu aceste rânduri cu nădejdea că voi veni curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Și versetul 16 îmi place foarte mult. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel care a fost arătat în trup, a fost dovedit desăvârșit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Taina evlaviei începe cu întruparea Domnului și sfârșește cu înălțarea în slavă. Celelalte sunt trepte pentru el. Pentru mine, taina evlaviei este cu întruparea în trup. Domnul a îngăduit să fiu și eu, să locuiesc, să mă nasc acum câțiva ani în urmă, așa, și m-a adus în ființă, dar eu trebuie să sfârșesc taina evlaviei prin înălțarea în slavă. Dumnezeu să mă ajute. Lucrul ăsta vi-l doresc vouă. Voi sunteți, Dumnezeu a îngăduit să vă nașteți, nu știu, unul în Cluj, unul în America sau unde v-ați născut, nu știu. Acum sunteți împreună, dar cu voi taina evlaviei, înălțarea în slavă. Secretul, să știi cum trebuie să te porți. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Fraților, am citit capitolul, două versete din Coloseni, capitolul 3. Noi vom avea Biblia deschisă asupra întregului capitol. Pentru că eu spun, Pavel dă câteva recomandări pentru dobândirea mântuirii. Și recomandările astea sunt valabile pentru toți cei care sunt azi la adunare aici. Și el spune așa, dacă deci am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ, că voi ați murit, viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Aici punem un punct. Și vorbim ceva de aici. Dumnezeu a creat oamenii. Toți sunt creația lui Dumnezeu. Noi știm, spunea Pavel, fapte 17:28-29, aprobat ce spuneau poieții din Atena, că noi suntem din neam de Dumnezeu. Domnul Iisus, Ioan 13:3, spune că unul știa că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce. Cam ăsta e și traseul nostru.
Noi venim de la Dumnezeu, tranzităm prin Cluj sau prin Sacramento sau prin Bosanj de Suceava și plecăm înapoi la Dumnezeu. Dar noi avem un har deosebit. Noi, biserica din Cluj, noi l-am cunoscut pe Dumnezeu în mod deosebit. Eu m-am gândit, miliarde de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și ne întrebăm adesea, deși nu-i treaba noastră, ce o face Dumnezeu cu ei? Dar spunea Pavel Roman 2:12, cei care au păcătuit fără să aibă o lege, vor pieri fără lege. Iar cei care au păcătuit având o lege, vor fi judecați după lege. Că în definitiv, Dumnezeu la toți oamenii le-a dat câteva lucruri, două foarte importante. Le-a dat o conștiință din Roman 2:14-15, gândurile alea care se învinovățesc, se dezvinovățesc. Neamurile care n-au o lege, își fac ei lege și spun că legea lui Dumnezeu e bună. Conștiința au toți oamenii. Și în Eclesiastul 3:11 spune, Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase la vremea lor și a pus în om și gândul veșnicie. Măcar că omul nu poate înțelege de la început până la sfârșit planul lui Dumnezeu. Deci fiecare om are în el conștiință și are gândul veșnicie. Noi facem parte din biserică. Noi am avut o parte de experiență deosebită, numită naștere din nou. Prima dată eu m-am născut rău, m-am născut greșit. Am fost zămislit în păcat, m-am născut pe un pământ blestemat, soarta mea era pecetluită să meargă la rău, dar Dumnezeu e drept. Și eu m-am spus, Doamne, dar ce vină am eu că m-am născut în păcat? Ce vină am eu că pălămida și spinii erau când m-am născut eu? Eu sunt agricultor, erbicidez, prășuiesc și tot mai am rădăcini de spini și pălămidă. Și Dumnezeu a spus, tu ai dreptate. Uite, îți dau posibilitatea să te mai naști încă o dată. Adică născut din nou. Noi acum am născut din nou și ne-am născut din Dumnezeu. Am schimbat statutul, avem o fire dumnezeiască, locuim în Hristos, în locurile cerești și multe altele avem. Dar noi avem parte din nașterea din nou. Și Pavel spune, dacă ați murit, ați înviat, umblați după lucrul de sus. Eu vreau să întreb studenții care au venit la Cluj, la facultate, nu pentru lucrul de sus ați venit voi? Nu spune nimeni amin. N-ați venit aici să vă gândiți la lucrul de sus? Nu așteptați lucrul de sus? Nu vă judec. Și eu am o fată aici, venită prima dată la facultate, la Cluj, că eu îl numesc Duc de Cluj, toți moldovenii fug la Cluj. Domnul să binecuvinteze pe clujeri. Frate Sandu motivează că e centru aici. Da, Domnul să fie și centru la pocăință, amin? Ei, bun, acum nu e rău că ați venit la facultate. Deci eu nu încurajez lenea, nu neglijăm familie, dar spun că prioritățile să fie corecte. Noi, în primul rând, umblăm după lucrurile de sus, ne gândim la lucrurile de sus și așteptăm lucrurile sus. Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta e recomandare care o dă Pavel la toți. Și continuu cu versetul 5 în continuare. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Între ei era și voi odinioară când trăiați în toate aceste lucruri. Dar acum vine versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate acestea, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții încât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou făcut, care se noiește spre cunoștință după chipul celor ce l-a făcut. Astea recomandări sunt pentru toți din adunare. Și Doamne ajută-ne să le împlinim, amin? Că aici acum nu-i nici rom, nici slob, nici barbar, nici chit, nici tăieri împrejur, nici netăieri împrejur. Aici în noi Hristos este în toți. Doamne ajută-ne la asta. Cineva când vorbea de versetul ăsta spunea că capitolul 3 e împărțit în 4 categorii. Hristos trebuie să se vadă în mod privat de la versetul 1 până la 11. Apoi de la versetul 12 la 17, Hristos trebuie să vadă împărtășia cu frații, că Pavel spunea, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, versetul 13 sau versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu smerenie, cu bunătate, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Versetul 14. Și dragostea lui Dumnezeu, mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care e legătura desăvârșirii. Asta e împărtășia frățească.
Trebuie să se vadă Hristos în astea. Pacea lui Hristos la care a fost chemat ca să-L cătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Sfătuiți-vă, învățați unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Asta e la părtășie. Versetul 17, și tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus. Hristos trebuie să se vadă în mod privat, în părtășia cu frații, de la versetul 18 la 21, în familie. Și acolo sunt patru versete pentru familie. De la versetul 22, e Hristos în societate, rob, stăpân, la lucru, la plată, și Domnul să ne dea pocăință, amin? Recomandările astea sunt pentru toți. Celelalte, de, care ne-am spus eu, versetul 18 la 21, e o paranteză deschisă pentru ăia însurați-mă. Ăia însurați dacă vor să fie mântuiți, alea măritate dacă vor să fie mântuite, pe lângă toate versetele acelea, trebuie să țină cont și de astea. Eu nu pot să-i spun la o domnișoară din Cluj, fii supuse bărbatului tău, ca să fii mântuită. Ea spune, nu-s măritată, domne. La un fecior neînsurat, spun, băi, să nu ține caz pe nevastă. Nu se pretează versetul. Dar astea versete îi ca o paranteză doar pentru familiști. Noi ținem cont de toate recomandările valabile pentru toți și acum intrăm puțin în paranteza asta. Am ales două versete. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. De mine expresia asta m-a făcut să mă gândesc. Să fii supusă cum se cuvine. Adică așa cum trebuie, nu supuse oricum, ci supuse cum se cuvine în Domnul. Și atunci m-am gândit eu, să fie supuse nu de frica pedepsă. Ioan spunea că în dragoste nu-i frică, frica are ca ea pedepsa, dar dragostea desăvârșită izgonește frica. Eu odată spuneam când veneam de la lucru și mai veneam câteodată mânios, na, iertați-vă, rămâi între noi, da? Veneam câteodată mânios, așa. Și când eram mânios, uita câinele la mine și da după colț. Și când veneam acasă bucuroși și fluieram și câinele da din coadă, așa. Nu spun de restul familiei. Fraților, nevasta să fie supusă bărbatului cum se cuvine. Nu se cuvine să fie supusă de frică. Nu? Pentru că noi nu suntem cu violența. Eu cred că supunerea asta e o manifestare a dragostei. Eu îl iubesc pe bărbatul meu și sunt supus. Vorbesc la cele măritate și vorbesc la cele nemăritate care vor să mărite. Vrea careva să mărite? Nu ridicați mâna. Nu, stați așa. Deci, să nu fie supusă de frica bărbatului, de teamă. La noi s-au pocăit mulți căldărari, de aia cu fuste roșu, așa. Ei care n-aveau niciun Dumnezeu, făceau cazanele numai duminica. Atunci apucă hărnicia, nici ortodox, nici un fel de credință. Acum avem vreo 25, vreo 30 în adunare botezat. Și printre ei avem chiar pocăiți. S-a pocăit unul prieten de-al meu, mai mic cu 2 ani decât mine, eu stau lângă ei, o bătut vântul și am și eu pigment, unul cu numele de Gheorghe, rău, bețiv, bătăuș și bătea tare nevasta. Asta era lui, bătea nevasta, pe Leonora, toată ziua o bătea. Și-o venit la adunare și-o umblat un an și-o umblat doi și-o cerut boteză. Acum ne-am ferit să-i dăm botezul la rău ăsta. Dar el vine la adunare, vine și cere botezul și iertați-mă, căldărare știu să ceară. Și-o venit, o cerut botezul, l-am adus la comitet. Dragă Doamne, catecheză. El nu știe carte, nu știe care e A și care e B din Biblie. Și atunci eu îi pun o întrebare. Zic, frate Gheorghe, îi prins în Biblie acolo două situații când bărbatul are voie să-și bată nevasta? Ia spune, în ce situație are voie? Eu n-am spus că e prins, l-am întrebat pe el. Și el îmi spune, frate Dragoș, dacă te-ai pocăit, nu mai ai voie să o bați niciodată. Și îmi spune mie, n-ai voie nici să o împingi. Și de atunci s-a am de zile. Și Gheorghe nu a bătut niciodată Leonora. Repet, sunt prietenii mei. Și îmi spune Leonora, Gheorghe meu, e pocăit, e om pocăit. Adică nevasta să fie supusă, nu de frica pedepsă, nu așa se cuvine. Nu?
pentru că ea e supusă în urma unui legământ. 1 Samuel 11:1. O spus, fac legământ cu voi și vă sunt supus. În urma legământului ăstuia tu trebuie să fii supusă. Apoi nevasta îi supusă că supunerea asta are un scop nobil. 1 Petru 3:1. Tot astfel și voi, nevestilor, fiți supuse bărbaților, că dacă unii n-ascultă de cuvânt, să fie câștigați. De-aia tu ești supusă la bărbat, ca să-l poți câștiga într-un fel pe bărbatul tău. Cred că e o metodă foarte eficientă de a câștiga inima bărbatului prin supunerea pe care tu o ai. Frații mei, nevasta să fie supusă cum se cuvine. Și eu aici spun și trec mai departe. Nu de frica pedepsă. În al doilea rând, nu pentru meritele bărbatului. Că sunt bărbați care aproape că n-ar merita. Sunt bărbați care și ei sunt supuși, spune Iacob 5:17 de marele Ilie. Ilie era un om supuș a celor slăbiciuni. Bărbații sunt supuși și ei la slăbiciuni, nu? Slăbiciunea nu-i păcat. Dar slăbiciunea e slăbiciune și păcatul e păcat. Nu ne amestecăm. Nu intrăm în amănunte. Dar acum bărbatul meu e supus și el la tot felul de slăbiciuni. Nu-i foarte capabil, nu-i foarte descurcăreț, nu-i foarte competent, aproape că nu merită. Eu tot trebuie să fiu supusă la bărbatul meu? Și Biblia vine și spune să fii supusă cum se cuvine în Domnul. Nu de frica pedepse și nu pentru meritele bărbatului. Eu sunt supusă când 2:5 spune să fie bune, supuse bărbaților. O exprimare a bunătății din tine e aceea că te supui la bărbat. Și în Petru spune acolo 3:5, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților. Adică te supui în nădejdea că Dumnezeu îl va face și pe el mai bun. Să ne dea Domnul credința asta, amin? Amin. Și mai spun eu, să fie supuse cum se cuvine Domnului, nu din frica pedepsă, nu pentru meritele bărbatului și nu la toate poftele bărbatului. Că e vorba că să fie cum se cuvine în Domnul, că s-ar putea ca un bărbat să fie ca în Iuda 19, supuși poftelor firii pământești, în trăirea intimă. Nu poate veni bărbatul cu orice fel de pretență să fie supusă necondiționat. Ca azi predic la nuntă, da? Ci cum se cuvine în Domnul. În ținuta vestimentară, nu mă îmbrac oricum că îmi vrea bărbatul cu mine în jup, da? Iertați-mă, că bărbatul mă vrea așa. Eu sunt supusă, dar cum se cuvine în Domnul. Și dacă bărbatul meu mă duce la mare în concediu, îi spun, măi, nu mă duc să mă dezbrăc acolo, că eu sunt femeie pocăită, eu mă supun ție. Dar așa cum se cuvine în Domnul. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Și multe alte plăceri păcătoase care le poate invoca bărbatul în virtutea acestui verset. Să fie supusă. Să fie supusă cum se cuvine în Domnul. Acum am vorbit de supunere la surori. Ție ți-am vorbit, Marta, da? Mă ascult. Eu aș vrea să vorbesc un pic cu frață și o să le spun, hai să le ajutăm să fie supusă. Hai să le ajutăm și noi, le dăm o mână de ajutor ca să fie supusă. Îi spune Dumnezeu lui Iosua, capitolul 1, versetul 11. Treci prin tabără și fă un anunț. Pregătiți merinde, treceți Iordanul și cuceriți țara. Iosua 13:1. Iosua era bătrân și țara care mai era de supus era încă mult, era întinsă. Aici am înțeles un lucru. Că o cetate, ca să fie supusă unui împărat, trebuie cucerită. Țara, ca să o supună, trebuie întâi cucerită. Și eu cum le spun la bărbați, ca nevastă ta să fie supusă, cucerește. În măsura în care o vei cuceri, aia va fi măsura în care ea va fi supusă. Sunt bărbați care nu au reușit să cucerească logonnica până la nuntă și nici în voiajul de nuntă și nici 30 după ani de nuntă. Încă mai au părți din țară care nu sunt cucerite. Păi partea aia care nu-i cucerită, aia nu se poate supune. Iosua a spus, cucerește țara și supune după ce-i cucerit-o. Ai încercat și voi să le cuceriți. Încercați să le cuceriți
și apoi ele vă vor fi supuse. Cum să non-violență, non-violență. Deuteronom 20, 10 și 11. Dacă te duci la o cetate să o bați, să o îmbii cu pace. Și dacă își deschide porțile și primește pacea, să te porți frumos cu dânsa. Nu vorbim de supunere prin violență. Noi vorbim de supunerea aia cu pace. Cum ne ajutăm noi să ne fie supuse? Cum le cucerim? Prin ce metode? Parcă în Proverbii 11 cu 30 scria că cel înțelept, partea a doua, câștigă suflete. Prin înțelepciune. Am cunoscut familie că femeia are și ea orgoliul ei, temperament, caracter, e ca și noi. Și o supune, așa o înlănțui, cală cu bocanci, trebuie să-mi fie supusă, e foarte greu, e foarte greu. Dar eu o cuceresc. Și eu o cuceresc prin înțelepciune. Cel care îi înțelept câștigă, o câștigă pe nevastă. Eu am cunoscut familie în care o femeie avea un temperament foarte puternic, foarte harnică, el era un om foarte pocăit, aveau 14 copii, spun că aveau, că el a murit. El era un om foarte înțelept, dincolo de era prorocul Domnului și slujitor, era foarte înțelept. Până când ea, din anii tinereți, în ciocnirile lor, până să le dea unul cu altul, ea spune, ascult de bărbatul meu. De câte ori n-am ascultat, totdeauna mi-a ieșit rău. Acum, orice mi-ar spune, eu fac, că am un bărbat foarte înțelept. Ea era înțeleaptă că bărbatul a cucerit-o prin înțelepciune. Și când bărbatul ei a murit, acum n-are un an de zile, și ea a rămas cu atâția copii, a spus, știți, de ce îmi pare rău? Nu mai am de ce asculta. Bărbatul meu era un om înțelept. Întotdeauna avea dreptate. Eu treabă fac, îmi spunea eu, fac treabă ca tractorul. Și nu mă tem. Nu mai am de ce asculta. Femeia asta se temea că nu mai are cui să fie supusă. Că bărbatul ei a cucerit-o prin înțelepciune. Să ne dea Domnul și nouă. Amin? Scrie în Ezechiel acolo, da? Nu-i bun acolo că câștigă sufletele prin daruri. Acolo îl câștigă ca să păcătuiască. Dar tu o poți câștiga ca să o mântuiești. O câștigi prin daruri. Uite, dacă vrei, fă o probă. Acum, până plecați în voiaj de nuntă, dă-i o mașină nouă lui Marta. Și vezi dacă n-a să-ți fie supusă, nu știu cât, dar fă o probă. Știi când te duci acasă la soție și duci un dar, băi, de obraz și te ascultă. De rușine, băi, am un bărbat, mi-aduce, îmi poartă grijă. Cum să nu fiu? Dacă tu o cucerești prin înțelepciune, o cucerești prin daruri, Luca cât? 21 cu 19. Dar prin răbdarea voastră veți câștiga sufletul vostru. Câteodată ne trebuie răbdare. Ca să o cuceresc pe nevastră, mai eu am 31 de ani și tot mă lupt, cred că mai am de cucerit. Dar mi-a trebuit și răbdare. Cât i-a trebuit, ei nu spun, că acum predic eu, nu ea. Da? Dar ne trebuie prin răbdarea noastră cucerim. Și câteodată, măi, poate așa aveam motive, nu știu cum să spun așa, să mă exteriorizez, să fiu mai supărnat, dar eu sunt răbdător. Cred că nu știu dacă e dat în direct, dar putea să mă asculte. Eu sunt răbdător, rab și rab, da, și mâine. Știți că prin asta eu cuceresc. Măi, eu am un om pocăit, am un om răbdător. Nu o să merită să ies din cuvânt, știți? Să ne dea Dumnezeu și asta. Și apoi, asta vreau să citesc. În Fapte, capitolul 20, Pavel stă de vorbă cu cei din Efes. Acolo la Milet îi adună și le spunea în versetul acesta așa. Luați seama de la voi înșivă și la turma 28 pe care v-a dat, a pus Duhul Sfânt episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însus sau câștigi prin jertfă. Eu cunosc oameni care s-au jertfit mult, mult, mult pentru nevastă. Mult! Exagerat de mult. Apoi nevasta asta cum să nu asculte? Eu am fost nu de mult într-o biserică când un tată s-a ridicat și a spus, frate, 2 săptămâni azi la spital în București, am făcut analiză de compatibilitate, fata mea n-are un rinichi și m-am oferit să-i dau un rinichi eu. Și am o casă de copii și am de lucru. Și mă gândeam, băi, fata asta, cum să n-asculte de tasă, băi? Că el s-a dus și-a pus viața în joc. Sunt bărbați care s-au sacrificat pentru nevastă enorm. Din lucrurile materiale, să te trezești dimineața la 5 și să vii seara pe șantier, plin de corp și obosit, pentru tine, pentru casă, pentru copii. Apoi nu se merită să fii supus?
pentru jertfă, pentru post, pentru rugăciune, pentru multe, multe altele care le face pentru tine. Domnul a câștigat biserica cu sângele Lui, a câștigat-o cu jertfă. Dacă noi vom câștiga nevestele, dacă noi le vom cuceri, după ce le cucerim, ele ne vor fi supuse. Doamne ajută-ne, amin? Trec mai departe la următorul verset. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necazi pe ele. O iubire necondiționată. Eram la o căsătorie când am fost întrebat Mirle, cât ai să o iubești pe sora? Și el o spune, cât îmi va fi supusă? Și a spus, mă, ăsta e șmecher deja. Eu așa nuntă nu oficiez. Nu, în Efeseni spune cum și-o iubit Hristos biserica și s-o dat pe sine pentru ea, nu? În 1 Ioan cât 4 cu, 2, cu 19 spune, noi îl iubim că El ne-a iubit întâi. Când nu meritam, El ne-a iubit. Tu trebuie să o iubești în mod necondiționat pe ea, da? Ori merită ea, eu sper că merită. Dar nu o cunosc, azi o văd prima dată. Pe tine te știu mai de mult. Ori merită, ori nu merită, tu trebuie să o iubești în mod necondiționat. Și vine expresia a doua, și nu țineți necaz pe ele. M-am gândit, asta e o recomandare. Dacă e recomandare, fraților, suntem bine. Dacă e o poruncă, am încurcat. Care din bărbați nu a avut, nu a ținut necaz pe nevastă? Ei, acum eu vorbesc cu bărbață. Să vă iubească și să nu țină necaz pe voi. Dar tot așa, vreți ca voi să-i ajutați pe dânsă? Că eu n-aș ține necaz pe nevastă dacă n-aș avea necaz. Dacă n-am niciun necaz, de unde să țin necaz? Ei, acum eu vă rog frumos, nu li faceți necaz. Ca să n-aibă ce să țină, nu? Și acum eu vă spun, eu vă divulg un secret, că eu sunt bărbat, trecut în acte oficiale, așa s-a trecut, da? Eu vă spun eu când am necaz, când mi se strânește a necaz pe nevastă, și poate mai sunt și alții. Uite, vă citesc din Genesa, capitolul 42, versetul 21 și 22. Scrie Biblia așa. Ei au zis atunci unul către altul, da? Am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceasta vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și ne-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți astfel de nelegiuri față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Păi mie știi când mi se face necaz? Când nu sunt ascultat. Păi spun ceva la nevastă, te rog frumos, eu plec de acasă, fă aia. Și păi, eu nu fac nimic. Mai eu cu un băiat, am băieți mari, eu pe după cap. Băi, eu mă duc, faci asta, asta. El încă mă mai întreabă, dar aici cum fac? Uite, face așa. Și când vine, nu-i mic a făcut. Nu ține caz? Uite, așa vine necazul. Dar dacă surorile ar asculta, n-ar mai face necaz la bărbat și bărbatul n-ar avea ce să țin pe ele. Amin? Amin. Așa mai slab, da? Mai mult frate. De aici să auzi aminul mai tare. Vreau să aud de la surori, cât îi sunteți. Și fete, eu predic preventiv acum, când o să vă măritați. Deci spune Biblia, bărbați, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz. Și acum le spun la surori, mai nu le faceți necaz. Asta e una. Mai sunt, uite, în Proverbii 21 cu 23, parcă dacă se poate afișa acolo, spune că cine spăzește limba și gura, scutește sufletul de multe necazuri. Dar cine nu-și păzește limba și gura? Ce se întâmplă? Reversul. Face multe necazuri. Măi, când o nevastă n-a ști când să tacă și nu poate să tacă, îi face necaz la bărbat. Eu am povestit că odată am fost într-o familie cu mult, peste 10 copii. Ei mai în vârstă ca mine cu mult, am auzit că divorțează, nu se mai împacă. Am mai luat încă doi păstori și m-am dus la ei. Am bătut la poartă, am intrat în casă, pacea Domnului, pacea Domnului. Unde-i fratele? Prin grădină face treabă. Spune-i, te rog, să vină, să vorbim cu el. Spuneți-i voi că la mine nu vrea să vii. Am zis un frate, l-a chemat, pacea Domnului, el cam mai vine, mai nu vine. Dar eram trei păstori. El ne cunoștea, că nu era la mine în sat. Și ajungem acolo și el ne spune, măi fraților, vreau să am o înțelegere. Eu am câteva lucruri să mă plâng de nevasta mea după atâția ani, e rușinos pentru mine. Aș vrea ca eu să vorbesc și ea să tacă
să mă asculte, după aia promit că tac eu și vorbește ea. Ca oameni civilizați. Bun, frate, spune. Și el începe să vorbească. Frate, eu, ea, nu e așa, că... Și el îi spune, măi, te-a rugat să taci. Și el începe să vorbească și ea începe să vorbească și ea. Dar el spune, măi, te-a rugat să taci. Dar el spune, tac, ce nu tac, toată viața am tăcut. Că dacă nu tăceam, nu mai ajungem noi până aici. Și el iar începe să vorbească și ea iar vorbește. Și el îi spune, mă, taci, mă, din gură. Și ea spune, tac, eu pun mâna la gură să tac, să spui că am tăcut în continuu. Și când el vorbește, ea iar vorbește. Și eu mă supăr eu. De băi, soră, dar taci odată din gură. Tac, frate, dragul, toată viața am tăcut. Că eu numai el o vorbi și numai eu am tăcut în continuu. Și-o vorbit ea și am tăcut noi patru. Fraților, cine își păzește buza și gura, scapă sufletul din necazuri. N-ați vrea să-i ajutați pe oamenii ăștia să nu prindă necazuri pe voi? Ca să n-aibă ce ține. Să ne dea Domnul înțelepciune, amin? Ieremia 50 cu... cât e acolo? Cu 31, parcă. Am necaz pe tine, îngânfatule. Sunt oameni pocăiți. Eu pe Bogdan l-am perceput ca un conservator. Foarte conservator. Domnul să-l binecuvinteze. De voi și de ea nu știu nimic. Să vă binecuvinteze Domnul și pe voi. Dar sunt bărbați chemați de Dumnezeu în lucrare, Domnule. Sunt chemați cu darul lui Dumnezeu și nevasta nu-i ajută. Nu-i ajută absolut deloc. Prin felul cum se îmbracă, cum se comportă, cum vorbește, cum se tunde, cum se vopsește, cum dă exemplu de pocăință, nu-l ajută pe bărbat să ajungă aici la amvon. Și atunci bărbatul ar sluji. Și e necaz pe nevastă. Eu știu familii care trebuia să plece la o nuntă. Și o nuntă de ce e? Cu moți, așa. Și era chemați din timp și oameni cu bani. Și când o fost să plece, iese îmbrăcat. Și bărbatul îi spune, măi, ce cu tine? Du-te, măi, schimbă, ia, măi, o haină, mergem la adunare. Dar ce are asta? Roată, ce are asta? Băi, femeie, du-te, măi, mă face rușine într-o... Dar ce numai noi, că numai noi ați fi mântuiți, stăți ați meargă în iad și noi... Și el s-a dezbrăcat, s-a pus în pat, du-te la nuntă cum vrei. Și nu mai merg la nuntă. Am întrebat, de ce nu merg la nuntă? Păi nu, tot îmbrăcat pe deasă. Îi se pare că e normal, surori de la Cluj? Și Domnul spune, am necaz pe tine, îngânfatule. Că mândria asta stârnește necaz. Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Amin? Mai am încă două gânduri de aici, din Matei, din capitolul 6, versetul, parcă 34, hai să-l citim. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Mie știi ce mi-e necaz că deodată pe ai mei din casă, mai ales pe nevastă? Când ea necazul de mâine și îmi aduce azi. Dar eu azi am avut unul. Dar eu azi, eu cred că fiecare zi are așa o bucățică de necaz ca să ne ții Domnul în pocăință. Ei bine, dar nevasta ieși necazul de mâine. Și îl ieși pe ceala. Când spune, am fată la Cluj. Când spune, oare ce să facă ea după 4 ani? Asta mă doare, după 4 ani încă nu a făcut niciun curs, bă. Încă nu a intrat în sala și mă gândesc ce a face peste 4 ani. Dar multe din voi sunteți așa, temoase, fricoase, care vă îngrijorați de toate și aduceți în necazul de mâine și de duminica viitoare și de duminica cealaltă, îl aduceți azi, ca să aveți 3 porții din necaz azi. Și mie mă deranjează, spun, măi, nevastă, n-avem destul necaz azi, măi, mie mai aduci pe cealaltă de mâine, uite, mie asta face necaz. Nu mai fiți așa, fiți încrezătoare în Domnul. Să ne ajute Domnul, amin? Și tot din Matei, capitolul 26, aș vrea să citesc aici un verset, și anume versetul 8. Pentru ucenicii nu au avut dreptate, că era pentru Domnul, dacă nu e pentru Domnul. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta. Necaz aici nu înseamnă nenorocire, când spune nu țineți necaz pe ele. Mai degrabă, nu știu, românesc sau numai Moldova, cuvântul ciudă. Nu ține ciudă pe dânsa, cam asta ar fi sinonimul. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Știi când mi-e necaz mie? Când dau bani la nevastă sau la băie să cumpere ceva și nu mai aduce rest. Unde? A cumpărat și-o ce e, și-o ce e. Eu mulțumesc Domnul că am nevastă tare economă. Dar pe mine mă deranjează risipa. Când la o fată ca să speli o lingură, dă drum la apă caldă, la chiuvietă, la maxim.
și ies, spală o lingură acolo și mă duc și eu, închide-mi apa asta, că nu trebuie tută apă. Eu sunt de vremea la Ceaușescu. Eu merg în urma lor și simt toate becurile. Când mă întorc, atât s-a prins. Na, eu sunt cu economia. Știți, în vremea la Ceaușescu era o vorbă, că cine fuge ultimul din țară, stângă becul. Că așa am fost crescuți noi, cu multă, multă economie. Acum oamenii trăiesc mai bine, oamenii au belșug, au abundență. Pe mine tot mă deranjează risipa. Pe mine risipa mă deranjează când... Și risipa e un păcat. În Apocalipsa 18, când condamnă Babilonul, îl condamnă pentru risipă. Vă mai spun un lucru. Facem căsătorii. Și eu m-am ridicat împotriva în multor căsătorii, că am ceva împotriva lor și nu știu dacă... Și mă deranjează risipa de la nuntă. Stăm 7-8 ore și mâncăm. În adunare mult 3 ceasuri. Ne uităm la ceas, trebuie să plecăm. Mâncăm 4, 5, 6, 7 feluri de mâncare. Și mă uit când vine, după antreu cald, după nu știu cum se cheamă, vine și numai pune furculița așa la friptură, o întoarce și murdărește farfuria și nu ia nicio gură. Nu vă temeți că asta îi risipă și Dumnezeu pedepsește risipa? Spunea frate, când fratele Răuț a fost în America, frate, eu zic, frate, carne de curcan mănânci? Mănânc! Și eu a dus la un moșneac de 80 de ani un curcan întreg pus pe masă. Și moșul a luat două firi, nu mai pot. Mănâncă, frate, că nu mănâncă nimeni, după asta se aruncă. Și Dumnezeu a spus, fraților, Dumnezeu pedepsește risipa. Eu am vorbit cu frații, am spus, dacă eu pun două feduri mai puțin, spune că-s zgârcit, că am stricat obiceiul, că nu știu ce. Dar risipa e pedepsită de Dumnezeu. Și pe mine mă deranjează risipa, frate. Când se face risipă, risipă acasă, risipă în adunare, risipă peste tot. Și ăsta e un necaz. Nu ar fi mai bine să fiți un pic mai economic? Ca să nu aibă necaz bărbatul pe voi? Doamne, ajută-ne! Dar Biblia vine și spune, și asta e ultimul gând cu care închei. Cum să nu ține o necaz pe nevastă când atâtea îmi faci? Păi vă spun eu cum. Prin faptul că o iubești. Bărbați, iubiți-vă nevestele și nu... Că dacă nu o iubești, oh, cât de necazul nu-l poți trece. Dar în momentul când o iubești, toate astea le treci. Să ne dea Domnul iubire, amin? Cum e cu iubirea? Nu știu. Predica odată un frate recent acum din cântarea Cântărilor, capitolul 7. Și parcă acolo un verset, nu știu, versetul 4 și 5 spunea: prea iubita mea are gâtul ca un turn de fildeș, ochii ca iazurile Hezbonului, nasul ca turnul Libanului îndreptat spre Damasc și capul ca muntele Carmel și un împărat ar fi prins în pletele ei. Și predicatorul s-a oprit și a spus: băieți, luați o foaie de hârtie și un creion și desenați, vă spun eu. Desenați așa o fată cu ochii ca iazul lui Hezbonului. Fetele își fac ochii să pensează, să smulg și ăsta e un păcat, să colorează în viziunea mea și ăsta e un păcat, dar atâta să fie de finuță. Acum tu le faci ochii ca iazul lui Hezbonului, o zic, fă-i nasul ca turnul Damascului îndreptat spre Liban, așa, fă-i capul zuguiat ca și Carmelul și îndrăgostește de fapt asta. Te-ai putea îndrăgosti? Nu. Cu dragoste așa-i. Să le dea lui Bogdan mult.